Serviciile comunitare descentralizate vor trece imediat la debirocratizarea activității acestora ca urmare a aplicării Ordonanței de Guvern numărul 41 din 2016. Plata acestor servicii se va face și prin intermediul serviciilor electronice bancare, fără a mai fi nevoie de plata acestor servicii prin intermediul cecului. Odată cu intrarea în vigoare a Ordonanței de Urgență 41 pe 2016, privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, plata taxei de pașaport, precum și tarifele aferente confecționare și valorificării plăcuțelor cu numere de matriculare, atribuirii unui număr de matriculare preferențial, păstrării combinației numărului de înmatriculare, contravaloarea certificatelor de matriculare, autorizațiilor provizorii și a permiselor de conducere, se poate face prin internet banking, virament, mandat postal sau un numerar. Menționăm că plata numerară a acestor taxe nu se mai face prin caseriile CEC. Plata acestor servicii comunitare se poate face și de la orice altă bancă la care cetățeanul are deschis un cont bancar. Plata se poate face online în sistem internet banking, dar și de la orice bancă unde persoana are deschis un cont bancar, prin virament către conturile deschise de către instituția prefectului județul Neamț pentru cele două servicii comunitare. În situația în care plata se face online, titularul serviciilor va trebui să facă dovada că a făcut aceste plăți prin documente bancare. Plata se poate face online în sistem internet banking. În situația în care plata taxei de pașaport, atât în cazul pașapoartelor simple temporare, cât și a pașapoartelor simple electronice, s-a efectuat prin mijloace de plată online, la momentul depunerii cererii, solicitantul trebuie să prezinte extrasul de cont doveditor, certificat de bancă. Prin virament se poate face de la orice bancă unde persoana are deschis cont bancar către conturile unice aferente celor două servicii publice comunitare deschise de către instituția prefectului la unitățile teritoriale ale trezoreriei statului și prin mandat poștal. Plata se va face în timpul programului celor două servicii comunitare de luni și până vineri. Este necesară prezentarea ca document doveditor al plății factura aferentă emisă de oficiu poștal. În numerar se pot face plăți la caseriile trezoreriei statului la adresa din municipiul Piatra Neamț, Bulevardul Traian, numărul 19 bis, județul Neamț. Programul de lucru al trezoreriei statului este următorul. În zilele luni, marți, joi și vineri, între orele 8.30 și 16.30. Miercuri au program extins între orele 8.30 și 18.30. La serviciul de pașapoarte se impune ca plata serviciilor să se facă într-o singură tranșă. Pe documentul de plată vor fi înscrise următoarele informații. Codul numeric personal și numele persoanei beneficiare a serviciului solicitat. Contul IBAN al instituției prefectului, codul fiscal și denumirea instituției prefectului județul Neamț, suma și tipul de documente pentru a cărui contravaloare se încasează plata. Conform ordonanței pentru reducerea debirocratizării, pentru reducerea birocratizării, în situația pașapoartelor se va face o singură plată în cuantum care va cumula contravaloarea pașaportului, taxa pentru serviciu prestat și după caz, serviciul suplimentar, valoarea rămânând neschimbată față de cât este în prezent. Cererile de obținere a pașaportului electronic pot fi depuse la oricare ghișeu al unui serviciu comunitar, urmând să se specifice același mod de ridicare a documentului de călătorie internațională.